Bun găsit, doamnelor și domnilor, bun găsit, Laura. Fiecare dintre cei care ajunge aici la Ambasada Marii Britanii ține un moment de reculegere. Am văzut oameni cu ochii în lacrimi care au venit să aducă un buchet de flori și să aprindă o candelă în fața ambasadei și ne-au povestit cât de mult au respectat acest simbol, cât de mult i-a impresionat legătura casei regale britanice cu cea a României și că speră că Charles al III-lea va fi și el unul dintre cei care va schimba lumea așa cum a fost și mama sa. În 1947, pe când avea doar 21 de ani și încă era prințesă, Elisabeta, majestatea sa Elisabeta, spunea că declar în fața voastră a tuturor că întreaga mea viață, fie ea lungă sau scurtă, va fi dedicată serviciului vostru și acestui mare imperiu, acestei familii imperiale din care facem parte cu toții. A domnit 70 de ani și 241 de zile. Iată care au fost câteva dintre mărturiile celor care au venit astăzi aici la ambasada Marii Britanii din capitală.